La Iași se înregistrează o creștere în rândul persoanelor vaccinate anticovid. Începând de mâine, Comitetul Național de Coordonare a Activităților Privind Vaccinarea împotriva COVID-19 extinde modalitatea de vaccinare fără programare în platforma electronică. Astfel, persoanele cu vârste de peste 60 de ani se vor putea prezenta direct la centrele de vaccinare fără programare pe tot parcursul intervalului orar de funcționare. Direcția de Sănătate Publică Iași a transmis că populația Populația generală cu vârste de până în 60 de ani care dorește să se vaccineze se va putea prezenta fără programare în centre după ora 14. Astfel, persoanele cu vârste de peste 60 de ani se vor putea prezenta direct la centrele de vaccinare fără programare pe tot parcursul intervalului orar de funcționare. De asemenea, populația generală cu vârsta de până în 60 de ani. Care dorește să se vaccineze, se va putea prezenta la centrele de vaccinare după ora 14, fără programare în vederea administrării dozelor de vaccin. Totuși, având în vedere că imunizarea efectivă și timpul de așteptare pot fi condiționate de capacitatea centrului și de numărul persoanelor programate la vaccinare în acel centru, putem spune că sunt. Câteva centre, 14 centre din județul Iași care nu pot primi persoane fără programare, deoarece locurile din listele de vaccinare sunt ocupate până pe 21 mai. DSP Iași a mai precizat că în cazul în care rămân disponibile doze de vaccin, acestea pot fi alocate persoanelor fără programare la vaccinare.